Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura middle Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, nu uitați să apăsați butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube, abonarea, vizualizările, like-urile, distribuirile, comentariile sunt absolut, total, total gratuite. Um, hai să începem cu My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, ca de obicei. Um, astăzi port 3 impressions. <laughs> De la Pandora Scent, bineînțeles, Dubai Collection, da, bineînțeles, Roș 25 pentru 10% discount. Cod de reducere ce se aplică atât pe site-ul valabil pentru România, versiunea în limba română și anume Dubai Collection Ro, cât și Dubai Collection.eu, ce livrează în, în afara României. În spațiul Uniunii Europene, dar și în UK, Statele Unite ale Americii, o să vă las ca de obicei, că de fiecare dată uit toate detaliile le veți avea în bara de descrieri. Și da, v-ați dat seama deja, este acea inspirație pentru Dolce în Gabana. Împărăteasa, cum îmi place mie să-i spun, și da, este. Pentru mine pur și simplu vara într o sticluță. Asta doar dacă sunteți acele doamne și domnișoare deoarece este un parfum în opinia mea 100% feminin, ce preferă aromele fructate, vesele, jucăușe, aș putea spune. Cel mai cel mai bine pot descrie acest parfum pe scurt, pe repede înainte, ca fiind acel pahar foarte mare plin cu apă minerală în care ai pus câteva cubulețe de pepene roșu și câteva cubulețe de kiwi. Um, și bei paharul acesta, sorbi treptat treptat din el, în timp ce îți savurezi o vată de zahăr. Pentru că avem aici un mosc pufos și dulce, preferatul meu, cum l-am botezat eu, da? moscul pufos dulceag, care pur și simplu, nu știu, învăluie întreaga compoziție de uh, pepene roșu, kiwi și ceva căpșuni pe undeva pe acolo, dar foarte, foarte fain. Foarte fain și, nu știu, poți face liniștită baie în el vara, chiar și pe caniculă, nu deranjează, nu se întâmplă absolut nimic. Bun, pentru că în urma ultimului videoclip mi-ați scris Atât pe Insta am rămas plăcut impresionată. Pe TikTok târziu am observat, pentru că da, eu încă nu mă pricep la TikTok, târziu am observat mesajele voastre, să rămână mult pentru toate urările legate de ziua juniorului meu, ziua lui de naștere, să rămână mult pentru tot ceea ce mi-ați scris. Însă ați insistat cum să pleci în concediu rojin și să nu ne spui și nouă cele 20 de parfumuri. Cum ne spui jumătate acum jumătate când te întorci din concediu? Așadar, astăzi sper să pot face un clip deja. Introducerea e un pic am lungă, undeva la 45 de minute, în sensul să aloc câte 4 minute fiecărui parfum. Deoarece Astăzi avem Hall Dubai Collection, prima parte, în care am inclus 10 parfumuri și am reușit să decalez puțin concediul. Vom pleca vineri și dumneavoastră veți putea vedea, da, pentru asta am decalat concediul, veți putea vedea în videoclipul de joi, partea a doua. Da? Deci nu plec în concediu până nu vă arăt toate noutățile în momentul de față, pentru că da, urmează mult mai multe noutăți. Bun, haideți să începem. Deci, cam 4 minute aș vrea să aloc fiecărui parfum. Oricum, vor urma recenzii, vor urma topuri, clasamente, variante de layering și așa mai departe, cum v-am obișnuit. Însă, hai să trecem în revistă, între ghilimele, fiecare parfum. Uh, nu fac unboxing. Deoarece eu le am de câteva săptămâni, și s-au și așezat, însă acum, după ce s-au așezat, aș putea să, de fapt, vă voi putea spune um, și micile diferențe, Da cum a fost la prima pulverizare și cum se resimt în momentul de față, după ce s-au mai așezat. Și deja ați văzut, voi începe cu v care vine în această cutiuță. Gama Emir Casa Paris Corner Și da, este acel parfum inspirat de Italica Știu, momentan nu este pe stoc, însă urmează să revină Aceasta este sticluța clasică pentru Gama V A colecției Emir Periscorner Doar că de data aceasta avem uh, Genul acela, uh, sticluța plușată, cum îi spun eu da? Are ceva ce te duce cu gândul către Plus. Bun. Uh, pentru fiecare parfum vă voi insera notele pe undeva pe aici, iar acest parfum, acest parfum pentru mine și pentru simțul meu olfactiv, se uh, se asemănă mult mai mult cu prima variantă italică, cea din 2016. Vă spun imediat și de ce. Bine, uh, cu varianta de la ora din momentul de față, da? Aș putea spune că este un 95% în acea zonă. Doamne, Doamne Dumnezeule! Întâi și întâi de toate. Nu este genul acela, din nou, vorbesc pentru mine și pentru gusturile mele și pentru ceea ce suport și nu suport eu. În opinia mea, e una personal mai bine spus, nu aș putea purta VU patiserii în miezul zilei pe caniculă. Da, în serile de vară îl pot duce între ghilimele, îl pot purta, îmi place, este acel gurmand matur, dacă doriți. De ce spun asta? Dacă spun matur, nu, din nou, nu mergeți cu gândul către latura vintage a parfumeriei, da? Aveți aici migdale lactonice, da? Pur și simplu îți dă senzația aceea de pahar mare cu lapte în care ai pus migdale. Da? Pe mine, la prima impresie, la prima pulverizare, către zona aceasta mă duce. E drept, atunci când l-am deschis, atunci când am primit coletul și l-am deschis. Migdalele, da, deci de la prima pulverizare, atunci când ai acest parfum și îl pulverizezi pentru prima dată, s-ar putea ca migdalele să ți se pară mult prea ascuțite, mult prea sharp, da? Un iz nu tocmai ok, însă exact cum v-am spus de fiecare dată, atunci când vine vorba despre parfumuri middle eastern, dați-le câteva zile. Da? Nu l-ai deschis, l-ai desigilat, l-ai pufăit, gata, nu-mi place. Lasă-l puțin, lasă-l puțin să se odihnească și el îți va arăta ce poate, da? Avem aici și un șofran fin picant, dacă are sens, de aceea eu denumesc acest parfum un gurmand matur, da? Nu este gurmandul acela, chiar dacă numele te poate duce cu gândul către o patiserie. Nu, pentru mine nu miroase precum o patiserie. Miroase precum o locație selectă unde vine lume bună da? și servește cel mai fin și cel mai uh, scump desert Dar când spun desert mai pe românește nu știu de ce mă duce cu gândul către acei biscotii glazurați în marzipan cu aromă de migdale da? Deci pentru mine scurt pe doi Cam asta, cam așa miroase V patiserii. Ador, deci pur și simplu ador acest parfum. Și știu că au mai fost câteva persoane ce m-au întrebat dacă eu îl percep asemănător cu Paris Corner Taskin Caramel Cascade. Nu, pentru mine sunt două parfumuri total diferite. Singurul lucru care le leagă este zona gurmandă, da? Dar dacă ar fi să fac o paralelă, vu patiserie mi se pare, um, cum să spun eu, o aromă mai exclusivistă, nu este gurmandul acela banal și atât. Nu spun că, că caramel cascant este acel gurmand banal, deoarece sunt la a doua sticlă, da? deci nici acela nu mi se pare banal. Doar că vu patiserii, datorită șofranului, are acel ceva, da? are ceva al lui. Ceva aparte, că nu mai știam unde să le pun. Bun, trecem la următorul parfum, um, care nu l-am văzut momentan în online, sau poate am omis eu, însă consider că iubitorii și iubitoarele notei de tutun ar trebui măcar să-l testeze. Da, măcar să-l testeze. Vorbim de Pandora Scent. Și parfumul se numește Charuto Regal Reserve. Acesta este cutia, aceasta este cutia în care vine el. Și sticluța este aceeași din gama Charuto, doar că de data aceasta avem acest gri, nuanță de gri. Capacul este pus invers. Stai așa, transparent, da? genul acela de sticlă sănătoasă, da? nu-ți scapă din mână, nu absolut nimic. Și acest parfum este inspirat dintr-un parfum al casei Amoaj și anume Royal Tobacco, dacă nu mă înșel eu, și, și frumusețea asta, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, este bestial. Da? Uh, știți, v-am mai făcut eu uh, anul trecut, dacă nu mă înșel, top parfumuri cu tutun Cu siguranță acesta ar fi momentul de față acolo și undeva top 3 da? De ce spun asta? Hai de viața mea! Regal Reserve este genul acela de tutun Cum să spun? Eu una nu am... Combinația aceasta în colecție, da? Am tutun cu lavandă, am tutun cu vanilie, am tutun cu fructe, am tutun cu ciocolată și așa mai departe. Însă, aici avem tutunul regilor, da? Dacă ar fi să mă leg de numele parfumului, este o aromă total, total altfel. Deschiderea este genul acela de deschidere fin citric verde. Dacă are sens, dar pur și simplu asta la asta mă duce cu gândul. Um, picantă, dar ușor dulce, totodată, în același timp. Și ce mă nebunește pe mine de cap, din deschidere, și mă nebunește de cap în sensul bun al cuvântului, este duoul anason și cardamom. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că sunt fiartă pe cardamom, și da. Douăul acesta din deschidere, anason cardamom, nu știu, uh, îți conferă izul acela, aroma aceea de nișă, dacă doriți. un parfum exclusivist, da? Așa aș putea să-i catalogez deschiderea. Dar, pe măsură ce se dezvoltă, da? Uh, continuă izul acesta, ușor exclusivist, da? Izul acesta se uh, continuă. Își face apariția tutunul din ce în ce mai proeminent, în deschidere este doar o adiere dacă doriți, însă pe măsură ce se dezvoltă, își face apariția, se conturează din ce în ce mai bine tutunul, mă duce cu gândul către tutunul acela de pipă, nu știu de ce, pur și simplu asocierea aceasta o am, dar sunt undeva între, mai precis sunt undeva între tutunul de pipă și tutunul dintr-un trabuc foarte, foarte scump. Dar undeva pe la jumătate își face apariția o tămâie. Este o aromă ce eu nu, nu știu, este un iz de tămâie atât de realist, atât de, bine conturat, atât de bine redat, însă nu vă, nu vă gândiți că veți mirosi a biserică. Deoarece izul acesta, aroma aceasta de tămâie, este, dacă vreți, echilibrată, temperată de un lem dulce. Da? Și se resimte din plin. Da? Din plin. Dry down-ul final este dulce ambrat, aș putea, l-aș cataloga eu, da? Din abundență cu tutun. Da? Un tutun dulce ambrat, dacă doriți. Este aromat, este misterios, este sexy, este provocator și pentru mine și pentru gusturile mele este fix pe uh, mijlocul. Da? Nu, nu pică nici în latura feminină, nu înclină nici feminin, nici masculin. Este total, total unisex. Știu că m-a mai întrebat cineva, Rojin este un parfum de birou? Este un parfum de birou doar dacă tu ești CEO, da? Dacă tu ești big boss, da, poți purta Charuto Regal Reserve liniștit la birou, doar dacă tu ești CEO, da? Bun, mai departe, tot așa, pe repede înainte, avem un parfum ce l-ați văzut în acest videoclip, cu variante de layering pentru vară, tot pe Riss Corner, Mauș Apple Teenie, dacă zic eu bine, da? Se deschide super, ultra, mega fine. Aici avem uh, una bucată magnet, da? Și vorbim din nou de o superbitate pentru mine și pentru gusturile mele în afara faptului că sticluța este divină și da, vedeți bine dentul. Acest dent se datorează atât mie cât și soțului meu, deoarece din nou vorbim de un parfum total, total unisex, în opinia mea. Și, da, probă de atomizor. E divin. Ca să nu mai vorbim despre parfum, se deschide proaspăt, e cea mai fresh, cea mai uh, fresh aromatică, dacă doriți, deschiderea a unui parfum cu bergamotă și cardamom, da? Și e genul acela de cardamom um, verde, mai cruduț în sensul acesta, spun verde, proaspăt pisat, da? Deci eu pur și simplu așa, așa se leagă totul în capul meu. Însă! Pe măsură, treptat, treptat, pe măsură ce se dezvoltă, își face apariția un măr suculent. Da? Uh, nu v-am spus, dar am omis cu scuzele de rigoare, acest Mauge Apple Tini de la Paris Corner este inspirat de Killian Apple Brandy on the Rocks. Da? Și miroase fabulos. E genul acela de parfum ce te aduce în lumina reflectoarelor, indiferent că ești domn sau doamnă, v-am spus eu una, îl percep total, total unisex. Dar eram pe undeva pe la mijlocul parfumului și vă spuneam că își face apariția un măr suculent cu ceva accente caramelicioase. Nu știu de ce pentru mine mărul de aici nu este nici verde, nici roșu proaspăt tăiat pe din două, ci este mai precis, nu prea are sens să storci un măr, că nu, este, nu vorbim despre același lucru ca și cum ai storce o portocală, dar e ca și cum, înțelegeți ceea ce vreau să zic, da? acolo, acolo sunt, da? acolo mă duce cu gândul, ca și cum ai stors sau ai sucul acela de măr cu ceva caramel în el, da? ca să fiu mai... Să nu mă afund foarte tare în detalii. Um, resimt aici mult mai bine, nu știu cum să spun. Da, este izul acela de rom, este izul acela de coniac, însă eu una parcă resimt mult mai pronunțat, dacă are sens, izul de rom față de izul de coniac. Da? Nu știu, cel puțin mie una, așa am de la nas. Nu sunt eu cine știe ce mare băutoare consumatoare de rom sau coniac, însă. Asta am lasă senzația că se întâmplă în acest parfum, are și o fină, fină atingere exotică, da, pot resimți câteva cubulețe de ananas, nu e ca și cum resimt ananasul din pin, un ananas mare, l-am tăiat pe din două și atât, este um, mai degrabă o atingere, da, câteva cubulețe de ananas le resimt cu siguranță de aici. Iar um, cum să spun, capătă o profunzime, um, partea aceasta, atingerea aceasta, fiind tropicală, este, dacă vreți, ușor atenuată, ușor domolită de um, o vanilie, fiind de tot ambrată, ceva mosc. Da, genul acela din nou de mosc dulce, mai degrabă decât cel uh, pufos și dulce cu care... V-am zăpăcit eu, da, muscul acela preferat de mine. Dar totodată, nu știu, are și o adiere pământie, dacă are sens. Este ca și cum tu îți faci acest cocktail din rom, coniac, suc de mere caramelizate și să spunem că l-ai bea um, pe pământ, da, pe câmp undeva, eventual după o ploaie de vară. Ați văzut vara, când plouă, da? Izul acela, pământul ars de soare după o zi întreagă, da? Când vin ploile acelea de vară, și imediat după ce trec, are un iz aparte. Asta, asta, resim și eu în dry-down-ul final. Știu că mă mai întrebase cineva, Rojin, dacă am um, inspirația de la Rogue Spirits on the Rocks. Merită să iau și Mauja Ple Apple Tini. Ei bine, eu am atât uh, varianta Rogue, da, și e de pe și ulei Spirit on the Rocks și um, am și acest parfum și le port pe ambele. Sunt din același ADN, da? Doar că varianta Rogue mi se pare o idee mai buzi față de varianta Peris Corner. Și nu la fel de Mărul de acolo nu este la fel de caramelicios și de dulce, da? Ambele îmi plac în egală măsură. Dacă ar fi să aleg ori varianta Rogue, ori varianta Paris Corner, sincer, sincer, nu pot alege unul din ele. Ambele sunt în partea același ADN, dar au foarte, foarte mici diferențe, dar nu știu cum să spun sunt frumoase de sine stătătoare, da? Nu pot alege unul din, un, una singură din cele două inspirații. Am început să mă bălbâi. Scuzați un pic. Bun. Punem asta aici și trecem mai departe la un parfum care nu aveam cum să-l ratez. Da? O să vedeți și dentul din el. Uh, pentru că eu ador ADN-ul lui Label. Când mă voi întoarce din concediu, voi face și un clip cum v-am obișnuit cu um, lupta clonelor, lupta parfumurilor inspirate. Dar până atunci vorbim despre Hayati Bell, care vine în această cutie și el se prezintă așe Și da. I-am dat și lui daună. Că de ce nu, chiar dacă e vară, chiar dacă e cald, trebuia să-l port. Am o scuză acum, da? Domne, trebuie să port și parfumuri tari, pentru că trebuie să știu ce, ce să spun oamenilor despre ele. Bun. Un parfum, Hayati Bell, da? este acel parfum care, în opinia mea, se apropie mai mult de la Bel de la Jean Paul Gotier. Și când spun se apropie mai mult, se apropie în proporție de 90%. Asta ca să vă fac acum pe repede înainte, scurt pe doi un mic versus, da? Nu aduc și varianta originală, vom face exact cum v-am spus, un clip separat cu varianta originală și toate inspirațiile, însă. Dacă ar fi să luăm strict Hayati Bell, avem aici, da, bineînțeles, acea pară dulce, zemoasă, delicioasă. Fiind de tot caramelizată, are ceva, are un subton pe undeva pe acolo ce mă duce cu gândul și către niște, cum să spun eu, caramele. Dar în momentul în care muști din acea caramea, din mijloc curge acel sirop de pere, dacă da? Dacă găsesc o să vă inserez o poză pe undeva pe aici, dar cred că știți de ce bombonele vorbesc eu. Genul acela de aromă dulce, uh, siropoasă, um, narcotică, cum îmi place mie să-i spun, da? creează dependență, vrei să o presimți în permanență. Iar dacă ar fi să ne rezumăm strict um, la partea aceea cât de mult se apropie de original... În opinia mea se apropie în proporție de 90%, diferența de 10%, constând în faptul că, bine, din câte mi-am nici nu este listat, însă eu aici nu resimt acea piele întoarsă din label, da? Poate fi, um, Hayati Bell poate fi acea variantă de achiziționat blind pentru cele ce... Iubesc la însă le deranjează acel acord de piele întoarsă. Dacă sunteți în această zonă, go for it. Safe blind buy 10 din 10. Mie personal pe mine una personal nu mă deranjează, chiar dacă ador varianta originală, chiar dacă îmi place um, dozajul, da, cantitatea de piele întoarsă din varianta originală nu um, nu-mi displace acest Hayati bel pentru că, exact cum v-am spus, regăsesc în totalitate fix partea aceea dulce, siropoasă, feminină, uh, ce îți dă dependență din label. Foarte, foarte fain și mai ales după prima săptămână. Dacă nu mă înșel, da, după prima săptămână și lichidul s-a mai închis o idee și el a devenit și mai apropiat, da? Dulceața aceea, para aceea și tot ceea ce se întâmplă în label, în label pe parte dulce a luat amploare și în acest Hayati Bell. Foarte, foarte fain. Din nou, dacă sunteți fierte pe label exact ca mine. Avem aici două parfumuri surioare sau frățioare. Și începem cu Nectar of Ecstasy, care vine în această cutie pe sistem de operă de artă. Deci, ador! Cutiile acestea cu siguranță nu le voi arunca. Da? Aici vorbim despre un parfum, nu știu, pentru mine și pentru gusturile mele, perfect, perfect pentru sezonul cald. Cu toate că sunt curioasă la toamnă și pe vreme rece cum va evolua și acesta. Ce voi culege mai mult din el, ca să mă exprim așa. Nectar of Ecstasy este un floral fructat, fin lemnos tropical, în opinia mea. Toamne Dumnezeule! Nu știu, e genul acela de Parfum ce nu-l pot asemăna cu absolut nimic nu mă duce către un X parfum de designer sau către un Y parfum de nișă sau către un Z parfum din latura middle Eastern. Dar cu toate acestea, chiar dacă este uh, creație și chiar dacă vine de la casa Fragrance World, nu are absolut nimic, nimic middle Eastern în el. Da? Nu miroase precum un parfum arabesc, nu. Este genul de uh, aromă mai degrabă din zona europeană, dacă doriți. Da și pentru început, după ce îl pulverizez, asta mi se întâmplă, um, preț de 5 minute am senzația aceea de apă în gură. De ce? Deoarece, în deschidere, nectar of ecstasy abundă. <gântu -i> uh, găsiți din plin afine suculente, da? Deci pur și simplu se deschide um, fiind de tot gurmand, dar mai degrabă e genul acela de iz de afine ce mă duce cu da, mă duce cu gândul mai repede către un uh, uh, freș de afine dacă are sens. Da? Asta este strict deschiderea. Pe măsură ce se dezvoltă Culeg între ghilimele foarte, foarte clar și limpede o frezie superbă de aici. Da? Nu știu cum să spun. Dacă nu mă înșel, mi se pare că mai am decât unul. Dacă nu mă înșel, da. Ar fi cam al doilea sau singurul. O să caut eu și o să revin când vom vorbi mai, mai pendelete despre Nectar of Ecstasy. Vreau să vă spun faptul că este singurul parfum în care eu resimt o frezie atât de frumos redată. Da? Undeva prin mijloc, ca să mă exprim așa. După ce trecem de faza cu afinele, acelea uh, suculente, după ce trecem de faza cu sucul de afine, își face apariția această frezie. Este și o atingere lemnoasă. Pe undeva, pe aici, nu sunt sigură dacă este cedru sau altceva, dar este o atingere lemnoasă care, dacă doriți, scoate parfumul din latura aceea extrem de florală, da? îi dă acea atingere lemnoasă. Frezia vă puteți bucura de ea, între ghilimele, undeva preț de 2 minute. Adică eu în acel puțin atât resimt strict frezie și atât, da? undeva la două minute. Apoi își face apariția aceasta atingere lemnoasă. Iar dry down-ul final este din nou ceva de zile mari. Pe mine și pe pielea mea. Chiar sunt curioasă dacă aveți acest parfum. Lăsați-mi și sau dacă l-ați testat, da? Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii Experiența dumneavoastră legată de dry ul final al lui nectar of ecstasy de la Fragrance World, deoarece pe mine și pe pielea mea dry ul final este um, ambrat, dar are o fină atingere tropicală. Nu știu de unde, undeva acolo în fundal, eu resimt o atingere de ananas. Ceva fructul pasiunii, nu știu, undeva în fundal, în dry down final, pentru mine asta înseamnă. Da? Pe mine așa se dezvoltă. Chiar sunt curioasă. Bun. Pe repede înainte, că suntem deja la minutul 30, trecem la Buchet of euforia Când am deschis pentru prima dată acest parfum și când l-am pulverizat pentru prima dată, da, sticluțele sunt aproape identice, adică au aceeași formă, doar că la um, buchet of euforia chestia aceasta ornamentul acesta este rose gold, iar la nectar of ecstasy este gold auriu. Bun revenind la buchet of Euphoria, pentru mine nu a fost o dragoste totală la prima pulverizare, deoarece Acum, da. Când am pulverizat pentru prima dată acest parfum, mi-a dat o adiere, m-a dus în zona lui Bacara Ruj 540. Da? Avea. Nu este un parfum inspirat de, de acel parfum, da? Nu se inspiră din Bacara Ruj 540. Însă, la prima pulverizare, am regăsit partea aceea fiind de tot fructată pe care eu în cel puțin o resimt, din Bacarat. Da? Și am zis, zic, Doamne Dumnezeule, se vrea a fi o inspirație? Ei bine, nu. După ce l-am lăsat pe acesta 4 sau 5 zile, dacă nu mă înșel, a avut loc transformare. Și în ce s-a transformat? S-a transformat în, într-un parfum floral, și dacă mă cunoașteți, știți că eu nu prea rezonez cu parfumurile florale și atât. Însă, Doamne, Dumnezeule, este acel floral cremos, este un lemn de santal aici care pur și simplu mă nebunește. 100% cremozitatea din acest parfum este dată de un lemn de santal. Este floral cremos fiind de tot pudrat. Da? pur și simplu este definiția eleganței feminine, definiția feminității da? într-o singură sticlă. Cam asta este buchetul of Euphoria. La fel ca frățiorul, suriorul său, chiar dacă vin ambele de la Casa Fragrance World și chiar dacă niciunul din ele nu se inspiră dintr-un parfum anume, nu au iz arabesc. Da? Din nou. Și buchetul of Euphoria, dacă ați fi legate la ochi doamnelor și domnișoarelor și ați testa acest parfum, l-ați duce cu siguranță, fac pariu cu absolut oricine, către zona de designer a parfumeriei. Dar foarte, foarte fain. Um, singura floare din acest buchet al euforiei, da? să mă leg puțin din nou de nume, pe care eu aș putea pune degetul, ar fi o iasomie. Există aici o iasomie și eu da, sunt, fla, sunt flan, <gânt> sunt fan iasomie, um, există aici o iasomie, nu genul acela de iasomie indolică din zona lui alien, nici genul acela de iasomie apoasă, ci mai degrabă o iasomie moscată, da, pur și simplu, acolo mă duce cu gândul, o iasomie uh, pudrată, dacă doriți, da dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Și da, în momentul de față îl iubesc la fel de mult ca pe frățiorul său mai galben. Bun. Schimbăm puțin macazul. Trecem la casa Arabiat, dacă zic eu bine. Da, Arabiat Prestige. Și vorbim despre Blueberry Mask. Un parfum mega viral. Cel puțin în YouTube-ul extern Ce vine în această prezentare Și da, după ce l-am văzut la Coco de la Simțuri Ascuțite Salut Coco Am zis nu tati, nu Deci n-am cum, nu vreau să trăiesc fără blueberry mask Și bine am făcut A, Stați că nu v-am arătat o chestie super faină Deja mă grăbeam să-l pulverizez Aceasta este sticluța Plină, plină, plină de detalii Sau cu detalii și aveți aici o pietricică foarte, foarte faină. Plus chestia asta, nu știu, mi se pare o sticlă foarte, foarte atent lucrată, foarte faină. Bine, pentru cei sau cele, că vorbim despre un parfum unisex de data aceasta, ce nu sunt în zona auriului, s-ar putea să fie mult prea mult. Cum miroase Blueberry Mask pentru mine? Blueberry mask, exact cum îi spune și numele, este acel parfum cu și despre mure. Da? De la bun început, doamne Dumnezeule, de la început către final, da? pe toată um, evoluția acestui parfum, ai parte de mure. Mai precis, pentru mine, este o înghețată de vanilie cu mure, da? gândiți-vă la genul acela, dacă sunteți generația 87 ca mine, sigur ați prins dozatoarele acelea, da? Înghețata aceea la cornet sau la... Ba nu, la cornet, nu la vafă. Erau și vafe? Nu mai știu. Um, care pur și simplu ți alegeai. Ori vanilie simplă, cacao simplă sau vanilie cu cacao, da? Încercați să vă imaginați genul acela de dozator Dumneavoastră sunteți cu cornetul în mână și alegeți o vanilie, o vanilie, o înghețată asortată, cum se spunea pe timpul meu, la modul de vanilie și mure. Dar, Doamne Dumnezeule, e genul acela de parfum ce creează dependență, da? Din nou, absolut nimic mi nici aici. De fapt, din toate, s-ar putea nu știu, pentru cele ce nu sunt obișnuite cu șofranul și nu sunt obișnuite nici cu parfumul original din care se inspiră V datorită șofranului de aici s-ar putea să vi se pară că merge în zona Middle Easter. Însă originalul este la fel, tot cu șofran picant. Revenind la Blueberry Mask, gândiți-vă că vă faceți această înghețată asortată vanilie cu mure, însă îi adăugați un topping de zmeură, da? Pentru că aici își face apariția o zmeură, dar nu mă duce cu gândul la izul acela de smeură uh, crudă, ca să mă exprim așa, da? Este mai degrabă izul acela de topping, de înghețată, da? Pur și simplu miroase a topping de zmeură. Dar foarte fain, foarte fain. Uh, din nou, dacă sunteți în zona parfumurilor uh, uh, fructate, gurmande, da? s-ar putea chiar să fie genul acela de parfum semnătură. În opinia mea și pentru gusturile mele și pentru percepțiile mele, este all season, nu este rigid, nu vă trebuie o ținută anume, un eveniment anume sau nu. nu. Și v-am zis, am fost mega, mega încântată să pun mâna pe el, mai ales că în YouTube-ul extern este un parfum mega, mega hăipuit. Bun, hai că suntem cât de cât în grafic, sper eu, mai am trei parfumuri. Mă mișc un pic mai repede decât până acum. Pentru că în acest videoclip v-am vorbit despre frățiorul său albastru, acum vă vorbesc despre Bedur Extre, care vine în aceeași prezentare precum cea a frățiorului său, deci e, pentru mine este o operă de artă Ambalajul acesta este o operă de artă Exact cum v-am mai spus și la frățiorul său Garantat, garantat, dacă ai o doamnă sau o domnișoară în viața ta Ce iubește ADN-ul Orianei și mergi și îi faci cadou acest parfum Nu ai cum să dai greși, da? Spun eu ca femeie Sticluța este așe, foarte, foarte faină și sticla și momentul în care ridici capacul mai rămâne aici o parte. Da? Pentru că eu inițial când v-am vorbit despre frățiorul său inspirat din Valaia, acesta este inspirat din Oriana și am scos capacul, eram pe sistemul, ce am făcut? L-am stricat? Dar nu, așa este sticluța. Și acesta trebuie să-l dau pe piele pentru că nu îl risipim. Da? da. Înainte și înainte de toate, atomizoarele îmi dădem și în ochi. Da? 100 din 10. Deschiderea și am inspirat prea mult. Deschiderea este una citric dulce pot resimți din plin uh, bergamotă, mandarină, însă este acea mandarină semidecojită, dacă doriți, pentru că e ceva aici ce mă duce și cu gândul, mă duce cu gândul și către coaja de mandarină, da? Și piersică. Da? <coughs> Scuze. Cam asta se întâmplă în deschidere bergamotă, mandarină semidecojită și piersică zemoasă delicioasă. Pe măsură ce se dezvoltă acest bedur extre, da, devine, hai să folosesc cuvântul care nu-l suport, devine fluffy, devine pufos, devine delicios, ești pur și simplu regina bezelelor, însă nu pică către latura 100% gurmandă. Da? Pentru că atunci când își face apariția izul acela ce pur și simplu te face să vizualizezi cea mai pufoasă și cea mai imensă bezea, ai parte sau eu una cel puțin resimt foarte, foarte clar aici, seva unei flori de portocal. Și de ce spun, de ce accentuez seva florii de portocal? Deoarece Floarea de portocal în sine, da? um, mie, în anumite parfumuri, îmi aduce și izul acela de neroli. Ei bine, aici nu simt treaba aceasta. Este pur și simplu dulceața unei flori de portocal combinată cu bezele pufoase și delicioase. Iar dry final al acestui parfum, pentru că am abuzat și de el, nu se poate vedea pe cameră, aveți nevoie de um, să aprindeți blițul unui telefon și să-l așezați pe undeva pe aici. În fine, um, dry ul final este, în opinia mea, pur și simplu paradisul doamnelor și domnișoarelor din zona gurmandă. Pentru că în dry ul final eu una cel puțin resimt sau izul de acolo mă duce pur și simplu, mi um, îmi aduce în fața ochilor, mai bine spus, cea mai mare vată de zahăr cu aromă de vanilie. Da? Cam asta înseamnă dry down-ul final. Dar e divin. Nu știu, e divin. Nu sunt neapărat uh, fan Oriana, însă acest bedur extrem, 110, da. Mai beau puțină apă, că am ajuns la ultimele două și vorbim aici despre completarea gamei Diwani. În acest videoclip v-am vorbit despre Diwani Rabat, însă mai avem Diwani Beirut și Diwani Cairo. Și da, întreaga gamă este într-o prezentare pe lux și pe opulență cu care începem. Hai să începem cu acesta. Pentru că mie Diwani Beirut mi-a cam dat de cap și vă explic imediat de ce. Um, acesta este un parfum cu ADN original. Da? Cei de la Dubai Collection așa listează. Ambele parfumuri, am uitat să vă spun, sunt de la French Avenue, Subdi subdiviziune Fragrance World și au niște sticle, nu ai cum. Deci nu ai cum. Ei bine, Diwani Beirut, în ce sens mi-a dat mie de cap? De când l-am testat pentru prima dată, am zis, băi, mie mi-amintește de ceva, dar nu, nu puteam pune degetul, da? E genul acela... Contrar notelor listate, că știu din ce mi-am eu, notele nu prea se pupă cu ceea ce simt eu în acest parfum. Pentru mine este uh, lactonic, este cremos. Um, eu resimt un lemn de santal pe undeva pe aici, da? Cremozitatea acestui parfum, din nou, este lemnul acela de santal din Bucheto Feuforia, da? Lemnul acela de santal, dacă vreți, fiind de tot dus la extrem, ceea ce mie îmi place, eu sunt ușor obsedată. Și, și, acum după ce s-a așezat, Diwani Beirut mă duce 85% în zona lui Zadig and Voltaire This Is Her. Da? Am și zis, um, o să fac un experiment într-o zi, o să pulverizez pe o mână și da, eu când pulverizez pe o mână, efectiv pulverizez de la umăr până la încheietură. Pe o mână voi pulveriza Diwani, Beirut, iar pe cealaltă This is Her de la Zadig volter This is Her este unul din parfumurile mele preferate, top 3 designer, da? locul întâi fiind Kenzo Jungle Elephant, fără nicio discuție și nu va fi detronat niciodată. Dar Um, sunt la a doua sticlă, de Zadig Voltaire, This is her, și vorbim de sticlă de 100 de mililitri, dar abia după o săptămână da, a prins contur în mintea mea, dacă vreți, această paralelă. Deoarece prima dată când, la fel, când l-am desigilat și l-am pulverizat, mie la momentul acela mi-a dat o atingere de cocos la nas. Da? Acum, Pur și simplu este acel parfum lactonic, cremos, nu știu, 85% Zadig Voltaire This Is her. Dar În continuare sunt acolo, în continuare sunt extrem de apropiată. Uh, Diwani Beirut mă duce și mă ține bine de tot în zona lui This is her, de la Zadig Voltaire. Vă spuneam că o să fac într-o zi o paralelă, o să pulverizez pe o mână Diwani Beirut, iar pe cealaltă mână Zadigen Voltaire Volter Is Her, și vedem dacă e cazul, dar eu tind să cred că va fi cazul de un clip tip versus între aceste două parfumuri. Dar superb! 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 Eu, în acel puțin, acum sunt liniștită, dacă doriți, pentru că există acest parfum și. O să mai dau totuși un pic de timp, dar în momentul de față, dacă v-am spus un 85%, cred că pe măsură ce va mai sta, se va apropia din ce în ce mai mult de Zadig and Voltaire This is her. Din nou, dacă l-aveți sau dacă l-ați testat, lăsați-mi și mie impresia dumneavoastră în secțiunea comentarii. Eu, una personal, asta este paralela ce o pot face, da? Um, Diwani Beirut cu Zadiga Molter This is her. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Diwani Cairo. Pentru că nu se putea să nu am întreaga gamă. Și da, Diwani Cairo, exact precum ceilalți frățiori și suriori, vine în aceeași sticluță doar că, de exemplu, paralelă cu Diwani Beirut, îl am și pe Diwani Rabat, v-am mai spus, v-am vorbit despre el în acest videoclip, are uh, ornamentul acesta, de fapt nici nu știu dacă este ornament sau sunt litere în limba arabă, că pe mine, sinceră să fiu, m-ar duce mai degrabă cu gândul către literele din limba arabă Habardam. Dacă voi aveți vreunul din parfumuri, sau dacă vă pricepeți la limba arabă, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă e doar impresia mea, sau într-adevăr este limba arabă aici. Bun! Din nou, cei de la Dubai Collection îl listează ca fiind. Hmm, Oriana! Uh, îl listează ca fiind una ADN original, însă, însă, Doamne Dumnezeule! Dacă Iubiți love, don't be shy, de la Killian. Și um, iubiți doar partea aceea fiind de tot gurmandă și vă deranjează partea animalică, da? În speță nota de zibetă. Safe Blind by Diwani Cairo. Da? Pentru mine, Diwani Cairo, Diwani, Divani, cum s-o pronunța, whatever, cum ar zice românul, este fix Partea bezeloasă și dulce din Love Don Shy, da, fix acolo mă duce, nu spun că acest parfum Dioani Cairo este inspirat, nu, nu spun că este o clonă a lui Love Don Shy, ci mai degrabă o inspirație În sensul că s-a luat partea aceea bezeloasă, s-a luat partea aceea delicioasă, însă s-a estompat puțin, da nu este, ce dub mai am eu, uh, Fahama de la Mezon Asrar, da? Dacă aveți Fahama de la Mezon Asrar, uh, Dioanica Iro, nu știu, ca să faceți o paralelă, vă puteți gândi că dianica Iro este varianta mult mai rafinată, Um, ca o paralelă între cele două, Dioanica Airo miroase mult mai scump în comparație cu Fahama. Nu este la fel de dulce, copleșitor, că știu că am vorbit cu câteva doamne și domnișoare și mi-au spus este fain Fahama, însă este ușor copleșitor. Ei bine, Dioanica Cairo, nu este copleșitor sub nicio formă. Dar da. Are partea scurpe pe 2. Că deja uh, am ajuns la minutul 52. Are partea aceea dulce, bezeloasă din Be Bishai, însă nu are uh, dry-down-ul acela, nu are partea aceea animalică. Da? Doamne, Dumnezeu! Nu pot pune degetul în momentul de față, oricum mi-am rupt nasul cu foarte multe parfumuri. Și, din nou, ca o uh, paranteză. Um, din toate cele ce vi le-am prezentat astăzi, nu există parfum mai slăbuț, da? ca aromă, ca performanțe, ca tot ce vreți dumneavoastră. Cel puțin, din nou, v-am spus, treaba cu performanțele diferă de la individ la individ. Dar singurul uh, parfum uh, ușor mai, uh, cum să spun eu, mai ușor de dus ar fi mai Scent of the Day, da? <laughs> În rest vorbim despre um, parfumuri oarecum dulci, oarecum unele din ele fiind de tot buzi, dar toate, toate cu performanțe. Um, oricum, exact cum v-am spus de la bun început, acum am trecut prin revistă, da? v-am pomenit de ele câteva cuvinte. Urmează și partea a doua, însă după ce mă voi întoarce din concediu, cu siguranță, recenzii, cu siguranță le voi lua și le voi despica pe fiecare în parte. Recenzii, variante de layering, topuri, liste și așa mai departe. Și foarte, foarte multe, de fapt nu foarte multe, acesta cu siguranță va intra într-un clip de tip versus cu Zadig în Voltaire de la This is Her. Și mai vedem noi ce mai aranjăm când ne întoarcem din concediu. Următorul videoclip, joia aceasta, da? Și apoi pauză aproximativ două săptămâni Să rămână mult dacă m-ați suportat până acum Deja mă cam doare capul după atâtea parfumuri Editez repede, repede ca voi să vedeți acest videoclip tot astăzi, adică luni, undeva pe seară Dacă ați rămas cu mine până la final, dacă ați testat ceva din ceea ce v-am prezentat sau dacă le aveți deja Hai să ne auzim în secțiunea comentarii, să împărtășim experiențe, da? pentru că dacă eu simt aici flori de măr, vă dau un exemplu, poate dumneavoastră simțiți flori de cireș, da? pentru că fiecare din nou percepem diferit. Hai să ne auzim în secțiunea comentarii, link în bara de descriere pentru absolut fiecare din toate superbitățile prezentate de mine astăzi și nu uitați, roș 25 pentru 10% discount cod valabil, nu știu ce era să spun, cod valabil atât în România, pe site-ul românesc, cât și pe site-urile externe Dubai Collection EU și nu în ultimul rând arabianscent.net. Toate detaliile în vara de descriere. Până data viitoare, vă îmbrățișez, vă doresc zile minunate și pline, pline cu parfum. V-am pupat!